Toate instituțiile subordonate primăriei Târgu Jiu au intrat în verificări. Primăria vrea să afle cum sunt cheltuiți banii. Încă nu au fost finalizate analizele, însă primarul Marcel Romanescu dă asigurări că va primi rapoartele în cel mai scurt timp. Societățile comerciale Transloca, Paregio sau Edilitara au un consiliu de administrație care poate stabili verificări în cazul în care se impun. Sunt în continuare într-o analiză făcută pe toate unitățile, pe toate societățile și unitățile din subordinea Consiliului Local și al primăriei. În privința celor care sunt în subordinea primăriei, am deja o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă și sunt și lucruri care nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în acest moment. În privința societăților comerciale, este clar, acolo avem un consiliu de administrație și trebuie făcut o analiză mult mai corectă de către cei care avem reprezentanți în consiliul de administrație al acelor societăți comerciale. Printre instituțiile verificate se află Poliția Locală Târgu Jiu, unde merge o sumă importantă din bugetul municipalității. Alte instituții vizate sunt Direcția de Patrimoniu, Direcția de Venituri sau Direcția de Protecție Socială.